Vineri dimineață, 18 februarie, locatarii unui imobil din Sighet au solicitat intervenția poliției prin serviciul unic de urgență 112. Aceștia au alertat autoritățile cu privire la faptul că dintr-un apartament se simte un miros puternic de putrefacție și că nimeni nu răspunde la ușă. Un echipaj de poliție și o auto specială ISU cu scară s-au deplasat la fața locului. Văzând că cele relatate se confirmă, sub îndrumarea echipajului de poliție, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sighet au urcat cu ajutorul scării din dotarea autospecialei la geamul imobilului de la etajul 3 și au forțat fereastra, intrând în apartament și deschizând ușa din interior, scrie actualmaramureș.ro. Polițiștii au găsit în imobil cadavrul unui bărbat. Din spusele celor prezenți, cadavrul era într-o stare avansată de putrefacție. Se pare că bărbatul a decedat în urmă cu câteva zile sau chiar câteva săptămâni. La fața locului s-a deplasat un echipaj al serviciului de criminalistică.